Salci, benvenuti a un nuovo episodio di Minecraft Survivor. Giocano ai chat, potete non scaricare fiecare data. La gente sta in giappone, ci sta noi sta su apposta și pe butonul de like, sunt și mai follow pe Instagram. Dacă nu vreți episodul în continuare, normal, follow pe Instagram, că și pe ordinea zilei, știi cum e. Și hai să vă arăt cum a evoluat satul. Dar înainte, hai să vedeți cum am bătut un leader. Acum am zis aici o să vină case, deci hai să vedem. Opa, o căsuță medievală. Ce s-a întâmplat? E doar așa de design, adică nimic nu e în ea, ca să știți acum și nimic că o să punem ceva vreodată în ele. Continuăm drumul, avem case care ați văzut-o și cum am făcut-o. Avem aici încă o căsuță destul de mai măișoară detaliată, să zicem așa, pentru că e cam prima oară când fac casă în felul ăsta cu acoperiu și chestii de astea la fel. Nu e nimic în ea, doar asta. În asta cred că o să o fac. Sau vedem noi dacă o să facem design. Și în casa asta încă n-am terminat încă toate materialele la mine. Încă n-am terminat aici chestii prin ea, mai trebuie să pun și... da. Pe bine mie. Mi-am adus aminte de câvă și a trebuit neapărat să pun pauză și să mă duc să culeg niște clay, pentru că uitasem ce vreau să fac și acum că mi-am adus aminte, easy, am pus să fac rost. Hai să facem niște tastea, să facem și niște trapdoor-uri, cred că e de ajuns și hai să vedem aici frumos cu design-ul de ăștia. Aici cu dor trebuie. Aici două de astea. Pac, 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 pac și pac și pe aici o să vină flori. Cam mai, hai că termin eu cu designul și trebuie. No, bun, hai să ne golim repede și noi inventarul pentru că trebuie. Și deoarece și fiindcă am terminat, o să vă arăt în câteva momente cum arată construcția mea și să-ți dați și voi o părere. Bine, nu e a mea, e de pe net, vă dați seama că tot orașul e de pe net. Dar să ziceți și voi, dacă... De fapt, să zică cineva dacă mai e până la minutul ăsta, că asta e cel mai important. Dacă mai e cineva până la minutul ăsta, că... Na, lumea nu prea se mai uită, știi ce zic, dacă na, aia, unde mai prea să facem. Eu o să aici la ore online. Da, ore online, cum am zis, avem o oră de sport, nu-i nimeni, deci nu fac nicio oră, deci practic pot să filmez, ca să fie bine, să nu fie rău. Hai să vedem, mai avem și ceva prin astea, să ne luăm și noi, în fapt, hai să venim de aici să luăm asta, să de artificii, și aici să venim să luăm și noi jumate de stec să punem înapoi aici. Bun, hai să ne luăm toate sugar box-urile astea, pac, pac, pac. Am mai făcut o grămadă de sugar box-uri, pentru că știți că aveam eu, unde aici aveam, mai aveam câteva și gânul de craftasem, dar acum le-am craftat pe toate, pentru că și deoarece m-am lăsat vreo două, o seară, o seară și câteva ore, a plecat la firma de gold și s-a făcut o grămadă de rotten flesh, o grămadă de nuggets-uri, o grămadă de gold, a rezultat faptul, așa că suntem bogătani în gold și în toate chestiile astea. Și da, hai, de fapt când am fost atunci la ferma de la trading hall ăla, ați văzut că erau shulker box-uri și când am deschis unul să mai vedeam un pe jos, mai erau cu vreo 4 în spate și am zis că da, să fie bine, să nu fie rău, toți asta fac pe nici. Iau asta, iau toate astea și
fac și un mic speedrun în layout, pentru că și de aia ce, fiindcă 26 de diamante. Ok, hai că după 11.000 de ani am terminat și o să spart toate nebunile alea, Doamne ajută. Asta e rezultatul final. Că 5 blocuri de diamante, eu zic că e bine, perfect, plus ce mai e pe acolo, plus o grămadă de căul, uite mai am și pe aici puțin de ăsta și la pisul ăsta, pac, 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 frumos, dacă tot e, hai să-l fac și pe ăsta, you know? Am un eu din toate blocurile astea și vreau să fac niște torțe, vreau să am un chest plin cu torțe pentru că și deoarece, fiindcă am nevoie de torțe câteodată și tot timpul trebuie să stau să draftez, așa că am decis să fac eu această schemă și să nu mai am eu nevoie niciodată să craftez și le pun chiar aici și să fie perfect. Bun, asta e rezultatul final cu toate torțele alea. Și la boxul ăsta trebuie să le iau, să pun aici inventar. Punem toate astea frumos. Băi, doi, am fost să iau o grămadă de lemn. Bine, lemn numai, oh, și părți am luat pentru că nu prea mai avem și trebuia să mai fie acolo. Hai să ne plecăm și noi înainte să ne ieșim afară, să vă arăt și casa frumos, elegant, cât, așa, repede, să dormim. Și rezultatul final, asta e casa, pam, 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 trebuie să fac acum drumul, să văd cum fac și drumul. E o casă basic, hai ce să-i zici, oricum vreau să fie oraș, cum am zis. Oricum mi-a început să-mi plac foarte mult cum încep să fie toate lucrurile astea și aici. Wow! Ești nebun! Nu, deci după cum v-am notat cum arată locul ăsta cu și cu Seashider, cu frumosii, cu nebunii, cu așa, am venit aici să văd câți abonați am, atât experte să am. Dar chestia asta a ieșit pentru că lumea se abonează, am făcut 285 de abonați cât aveam după următoarea zi, ce să credeți? Aveam 284 și acum am iar 285 și cum vedeți am mult dat, așa că nu. Să terminăm satul. Nu, deci ce se pare, să terminăm satul odată, citată, odată, da, să terminăm satul, să fac rost de, da, nu bun, să fac rost de scheletonii, de cai, de ăștia, că o dată e cu tăvă cum. Nu știu ce am făcut, o să vin eu cu culoare mai încolo, dar deocamdată hai să facem și noi drumulețul ăsta să vedem cum putem să facem, că aș vrea să fie unit și încolo și încolo și să fie unit și încolo. Ce asta să fie întrebarea noastră, dar hai să facem un fel de ăsta, oricum trebuie să facem noi un design la munte pentru că se pare că, da, multe nu e frumos cum arată, dar acum hai să trasem, să măcar să facem aici traseul de stânga în dreapta, ca să fie bine, să nu fie rău, ca așa, hai că să fac astea și re. Așa, se pare că s-a făcut între timp după ce n-am mai filmat eu, gen de la prima parte pe care ați văzut-o înainte. Au mai trecut câteva ore și se pare că s-a fost ceva update la OBS și acum e cu proprietăți, cu filtrele mai sus, acum e cu
Star Visual Camera? Nu știu chiar, nu știu. În fine, am terminat cât de cât să fac acest drum. Mi-a luat undeva la o oră, 40 ceva de minute ca să fac acest drum. Și... da, ăsta e drum. Pa, frumos. Pe aici vine căsuța, aici duce la ăla. Eu zic că am făcut destul de multe lucruri. Dar, înainte, hai să venim, să ne ducem până acasă. Da, mi se pare că trebuie să umblăm până aici. O să vă arăt imediat și de ce, pentru că cât timp n-am mai filmat, am făcut niște schimbări. Și acele schimbări... Am făcut niște schimbări care rezultă faptul că o să vedeți de fapt în câteva momente, doar să găsesc o carte cu eficiență 5 și care vin și arată. Ok, deci ăsta e hou meu, cel mai nebun hou și hai să ne ducem în Nether ca să vă arăt și de ce frumos fac chestiile astea. Chestiile astea am nevoie pentru că și de oare ce, fiindcă început să lucrez la designul pe care o să fie în Nether. Așa că avem nevoie de hou pentru aceste shumrite-uri și da, eu mă dăm aici, așa că mă duc să mai fac de niște shumrite-uri, că nu știu dacă am 11 și aș mai vrea să am măcar un sac și da, revin. Nu bun, după vreo o zi și ceva, după zeci de mii de minute și secunde, am zis să mai dau și o tură pe filmarea ca să apară odată episodul ăsta. Am făcut aici o grămadă de unelte de nebunii ca să pot să termin și eu acest mic tunel, design tunel, cum vreți să o luați. Până acum cam atât am făcut pentru că e o grămadă, stai o grămadă până îl faci și da, am de mers chiar o grămadă să luăm astea 4 blocuri și să le punem. Uite așa de mai ușor. Aia nici mai prost ce să facem. Și hai să vă arăt ce am mai făcut eu, cât timp a trecut timpul ăsta, you know? Hai să vă zic noua mea idee pe care o dețin în momentul de față. Cum puteți observa, da? Această mapă o să vreau să fie plină cu chestii făcute de mine. Pe margine o să fie făcut așa cu apa acolo, 3x3. Ăsta o să trebuie să se acopăr tot, acolo acopăr, unde trebuie să acopăr. Aici o să fie o grămadă de muncit, dar, trebuie să lucrăm o grămadă ca să facem acest lucru, așa că să vă arăt cam cum de să situează această chestie nebună care am decis să o fac și mi s-ar părea o chestie foarte șmecheră, după părerea mea, să fie toată chestia asta cu apa așa, adică la fiecare parte asta de mapă să fie cât tot asta, mi s-ar părea ceva șmecher. Și să mergem aici să punem apă, că am crezut că dacă nu pun apă să fie full, nu are nimic, dar se pare că arată destul de urât pe apă când dai cu zoom. Așa că hai că trebuie să punem niște apă de pe jur. Facem aici apă infinit, oricum o să vin când o să fie toată mapa cu glass, gen dirt-ul și toate chestiile astea, ca să arate cât de cât șmecher acolo. Ce mă nervează baburile astea, mă, frate. Ia uite, pac,
Așa. Și toată chestia asta eu trebuie să o astup. Da. Așa că, da, până atunci mai doresc. Acum trebuie să ne apucăm să venim aici, să facem locul ăsta. Și după ce terminăm locul ăsta, trebuie să venim să facem și partea aia. O grămadă de muncit. Așa că trebuie să ne apucăm noi să spargem frumos și aruita așa cam fiecare parte de asta și să ne rugăm la Dumnezeu că nu o să ne ia foarte, foarte mult. Așa că da. Nu, nu cred că revin, bă, vă stau, stați puțin aici și voi cu mine că multe chestii fac eu când zic că revin și după nu se mai întâmplă nimic și e deja rezultatul final, așa că mai vă țin puțin aici la o mică vorbă cu mine aici, nu, mine sunt puțin ce aș vrea să stup, dar nu prea am cu ce, așa că deocamdată nu am stup cu nimica, o las. Dar până atunci am trebuit să fac un felul motor ca să pot să trec. Mai trebuie încă un bloc mai așa. Fac frumos. Și mi-a bun. Și noi o să trebuie să ne apucăm să spargem ea de sus până în jos toată chestia asta. Și cam asta o să fie tot rezultatul. Și mie mi s-ar părea destul de șmecher. Acum eu știu ce să zic. Scrieți voi în comentarii ce părere aveți de acest design pe care m-am gândit eu să-l fac. Bine, nu e un design să-l faci de azi până mâine, nu, e un lucru care trebuie să muncești la el, să bagi câteva ore ca să-l și termin, că totuși e o mapă 3x3, nu știu câte are o mapă de aia, câte blocuri, dar o grămadă, vă zic eu. Adică doar o să vă arăt cam cât o să fie 3 pe 1 din partea asta de aici, să fie complet. Nebuni, să moară bibi, dar nu nebuni. Nebunim aici cu spatul la blocuri. Dacă trebuie să spar și ăsta cu tărtul, mamă, mamă, mamă. Trebuie să spargem o grămadă. Asta e cea mai mare problemă. O grămadă. Și trebuie să mut haste-ul ăla de fiecare dată dacă chiar aș vrea să folosesc haste-ul, dar nu știu ce să zic aici, că o să fie cu dirt, nu știu, o să mai vedem, că poate nu o să trebuie să se spar, poate o să pun o platformă puțin mai sus și nu o să aibă nimic, adică gen tot așa o să se vadă, sper. Acum eu știu ce să zic, a, bana, dar uite că am făcut asta și asta, bun. Să mi se updateze, în caz că trebuie să mă duc să o duc, să fie updatată. Hai să pun și o apa totuși, să fie aici. Ok, fac și fac și aici trebuie să fie stupat. Hai, de fapt, am trebuit direct așa. Nu, cred că n-a așa nimic. Apa să trebuie să fie spart. Pa, 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 pa. Și cam asta trebuie, cam în fiecare parte, încă trei blocuri, cam așa, să fie dus. O grămadă de lucruri, cum am zis. Apăsați și voi butonul de like dacă vă place această serie de Minecraft pe care o dețin. Și hai să vedem dacă la acest episod putem să strângem peste 3 like-uri, pentru că și de la aceea, fiindcă am văzut că nu prea se mai strâng like-urile aproape la niciun videoclip. Ieri, când filmez eu, a fost un videoclip cu Forța Horizon 4 când am condus un tank și s-au strâns 7 like-uri. Și la unele videoclipuri am un like și un like și atât. Și da, asta zic, poate. Eu știu, facem și noi manevră să strângem și noi măcar 3 like-uri. Dacă chiar vreți mai continuăm serie și toate chestiile astea, pentru că na, totuși, eu am înțeles că a început școala, nu, dar nu pot să intri 10 minute, că ați văzut că videoclipul nu le ții mai mult de 10 minute. Nu
dacă le-aș ține mai mult. Nu s-a uitat nimeni, aș vorbi eu mai mult. Astea, dar mai că, na, lucrez mai mult la Minecraft decât la un episod de genul, gen. Cum e de Forza Horizon, mergi vreo, nu știu, câteva minute și după le editez ca să iasă de 10 sau de câte ori și. Așa că, da, puțin cam derby cu filmatul și cu toate chestiile astea, dar sper că într-o zi să ne înceapă lumea să se uite la canalul ăsta pentru că, și de vreo ce, fiindcă trebuie, bă, trebuie și la mine o atenție pe un micuț. Știu cum zic. N-am mai făcut live-ul, cred că de vreo două săptămâni, asta e cel, dar însă, de fapt, nici nu prea am mai putut să fac live-uri și nici nu prea am avut chef să fac live-uri și dacă n-ai chef, mai bine nu mai faci părerea mea decât să te ai pe live mă reșit. Prefer să nu. Păi, dar noi până unde am ajuns, mă, frate, până la urmă nu asta. Mamă, mai avem o grămadă, dar mea, stai, duca, mic. Hai, că n-ai ajuns. În fine, hai că revin. Cred, sper. Și pac. Am terminat prima linie de trasat, dar prima linie m-am de acoperit, am acoperit. Tras. În fine, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare și noi ne auzim pe data viitoare. Salut! Să-ți mulțumesc, dragi, mulțumesc frumos! Pa!